crește numărul cazurilor de coronavirus în județul Olt cu încă 80 de îmbolnăviri. Sunt în total 3.325 de infectări în Olt de la începutul pandemiei și până în prezent. Printre cazurile raportate astăzi se află și doi salariați ai Spitalului Județean de Urgență Slatina, iar unul de la Spitalul din Caracal. Alte două îmbolnăviri sunt raportate la unității de învățământ din județ. Cele trei decese sunt cazul asistentei care a murit ieri la Spitalul din Slatina, cel al unui bătrân de 82 de ani, beneficiar al Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina, și al unei femei de 52 de ani, tot asistentă medicală. Aceasta lucra la un centru medical privat din Caracal. Cu aceste cazuri, numărul deceselor din Olt a ajuns la 105. La secțiile de terapie intensivă a spitalelor din Olt sunt în continuare internate 21 de persoane în stare gravă și mai puțin gravă.